Dinamo și CFR Cluj se vor duela pentru trofeu pe 10 mai pe Stadionul Național Arena din Capitală. Este pentru a cincea oară consecutiv când finala competiției se dispută pe cel mai mare stadion din țară, iar acest lucru se întâmplă din chiar primul an în care stadionul din capitală a fost dat în folosință. Meciul este programat pe data de 10 mai de la ora 21.30 de minute, iar prin această decizie gruparea câinilor roșii este favorizată de către oficialii federației, deoarece se poate spune că Dinamoviștii evoluează pe propriul teren. Pentru a ajunge în ultimul act, Dinamo a trecut în semifinale în dublă manșă de FCSB după 0 la 0 în meciul în care au fost gazde și 2 la 2 în cel în care au fost oaspeți. Ardelenii de la CFR 1907 Cluj au trecut în faza semifinală cu scorul de 2 la 0 la general de mureșenii de la ASA Târgu Mureș. După 0 la 0 pe terenul echipei ASA, ceferiștii s-au impus în manșa retur cu 2 la 0 în partida disputată pe teren propriu și sunt la 90 de minute de câștigarea unui nou trofeu. Dinamo a câștigat de 13 ori trofeul Cupei României, în timp ce clujenii s-au impus în trei finale.